Sper să mă încadrez undeva la 40-45 de minute maxim, ca să nu o lungim foarte, foarte mult, că până la urmă e sâmbătă și vrem cu toții să mergem acasă. September Fest. Am auzit prin sală. Bun, despre ce o să vorbim? Despre SignalR și după aia puțin cum îl putem integra cu cloud-ul. Dar în mare parte o să vorbim despre SignalR. Prima dată ca să mă prezint, mă numesc Radu Vunvulea, lucrez în cadrul companiei iQuest și pot să spun că fac parte din tipul de dezvoltatori sau software engineeri care sunt entuziasmatici, adică orice nouă tehnologie sau un alt limbaj nou care apare pe piață, îmi place să mă joc cu el, dar nu înseamnă neapărat că o să-l integrez mâine în primul proiect pe care îl prind. E o mare diferență acolo. Am un blog personal pe care scriu, www.vunvuleradu.blogspot.com. Dacă îmi dați numele pe Google, în general, primul link o să fie spre blogul meu. Bun, și agenda de pe astăzi, o să încerc să vorbim introductiv despre ce înseamnă SignalR și când este bine să îl folosim. Este o soluție foarte, foarte interesantă, dar nu se aplică pentru orice fel de proiecte și pentru orice fel de probleme pe care noi încercăm să le rezolvăm. Dacă vă întrebați de ce nu folosesc chestia asta, e că se pare că nu mai funcționează. Bun. În lume, dacă privim un pic internetul și device-urile care sunt pe piață în momentul de față, o să observăm că există o foarte mare varietate de device-uri și browsere. De la telefoane, la tablete, și diferite browsere pe fiecare device de acest gen. Plus, pe lângă partea asta pe care o vedem, mai apar noi tipuri de device-uri care până acum un an sau doi ani nu ne gândeam că o să fie nevoie ca să scriem aplicații sau să ne integrăm cu ele într-o formă sau alta. Chiar dacă scriem o aplicație web care merge într-un browser și browserul merge pe un televizor sau cine știe pe ce device embedded, tot o să ne integrăm cu device-ul respectiv. Trebuie să știm un pic cum funcționează sau cum o să randeze diferit conținut. Din această cauză, avem nevoie de diferite soluții de UI, de la nivel de comunicare, la nivel de storage pentru fiecare device în parte. Și aici vine SignalR în ajutor și ne ajută pe partea de comunicare între client și server și server și client. Și o să vedem puțin mai târziu cum. Și totodată avem foarte, foarte multe device-uri. De exemplu, dacă ne gândim în casă, câte device-uri în general avem? Avem un telefon, avem o tabletă, mai avem un laptop, mai avem un smart TV și cine știe ce alte device-uri mai avem acolo prin casă. Și dacă folosim o aplicație gen Facebook, vrem ca în momentul în care facem un check-in sau postăm un anumit lucru, pe toate device-urile noastre să se facă automat update, să se transmită informația, eu am făcut un check-in, să vedem simultan și pe device-urile noastre și pe device-urile prietenilor noștri. Astfel încât trebuie să găsim un mecanism prin care putem să propagăm foarte, foarte ușor aceste notificări, aceste mesaje. Și pe partea de propagare mai apare încă un lucru aici. În cât timp propagăm informația? Adică nu o să ne ajute cu nimica dacă propagăm o informație care trebuie să ajungă real time. De exemplu, dacă avem o bursă de prețuri pentru grâu, care se schimbă odată la 30 de minute. Dacă propagăm informația cu o latență de 15-20 de minute în toată lumea, aplicația noastră nu o să fie foarte utilă pentru cei care vor să vadă în real time când s-o schimbați prețurile, când să cumpere și când să vândă. Și atunci trebuie să știm fiecare framework cam care sunt timpii de propagare a informației pe toate sistemele. Aici, ca și o paranteză, țin să o zic de la bun început, SignalR nu este o soluție pentru sistemele bursiere, în care avem foarte, foarte multe schimbări de date într-un timp foarte scurt, când care trebuie să fie real-time. Pentru că latența există, este în general de câteva milisecunde, deci undeva la 0,1, 0,2 maxim
de secunde, dar da, există. Și pe anumite tipuri de sisteme real-time, acest lucru nu o să fie satisfăcător. Bun. Și dacă privim din punct de vedere istoric ce s-a întâmplat până acum, la început, în anii 90, aplicațiile toate erau statice. Când intrai pe o pagină, nu te așteptai ca ea să-și facă refresh după câteva secunde sau să îți schimbe datele. După aia a apărut Ajax, jQuery și așa mai departe și paginile au început să interacționeze cu noi. Iar în momentul de față, noi vrem ca și utilizator să avem aplicații real-time. Aplicații care să se comporte ca și o aplicație desktop, iar în momentul în care ceva se schimbă pe server sau la un alt utilizator, noi să fim notificați pe loc că ceva s-a întâmplat și s-a schimbat. Și pentru aceste probleme care încercăm noi să le rezolvăm, sunt aplicații gen chat pe partea de notificare în cazul jocurilor online, în care trebuie să ai latențele foarte, foarte mici, astfel încât dacă, de exemplu, ai un joc cu mașini, dacă ai o latență foarte mare, s-ar putea ca jucătorii pur și simplu să nu se poată ca să se joace sau să intre unii în alții, să se suprapună din cauza latenței și serverul nu poate să managească partea asta. Totodată, aplicații pe partea de monitoring, din ce în ce mai des, se mută web. Dacă până acum erau aplicații desktop, o aplicație VPF pe care o porneai și vedeai partea de monitorizare, acum totul se mută web. Și trebuie să fii capabil, ca de pe server, să poți trimite notificări real-time pe client. Lucru care se poate face cu diferite soluții deja existente. Ca să putem rezolva aceste probleme, putem să folosim, de exemplu, WebSocket. Sub WebSocket e Forever Frame, care e bestial, doar singura problemă e că nu e suportat pe IE. Deci toate browserele îl suportă, mai puțin IE-ul. De ce? Nu știu. Mai avem Server Send Events, Pooling și alte tipuri de tehnologie și framework-uri. Oricând, dacă vrem să scriem sau să folosim ceva de la zero, putem să luăm oricare din acestea și să le folosim. Doar că o să observăm că o să avem câteva probleme. De exemplu, e la modă HTML5 cu WebSocket. De ce spun că este la modă? Toată lumea, când merge acum pe o soluție web, vrem HTML5, vrem WebSocket, vrem ceea ce ne aduce nou. Doar că nu toate device-urile suportă în momentul de față HTML5. Și ce te faci dacă targetul tău e o plajă mai mare de clienți, nu AIG care își cumpără tot timpul telefoane și tablete noi. Ca să poți să le oferi și lor o soluție, trebuie să apelezi la framework-uri care știu să folosească toate aceste opțiuni și automat ele să selecteze cea care este suportată. Bineînțeles că pe piață avem o grămadă de framework-uri pentru acest lucru. Câți din voi ați folosit Comet sau Now.js? Ok. Dacă v-ați întâlnit până acum cu framework care să rezolve această problemă, ce framework ați folosit până acum sau cu care sunteți familiari? Ok. Deci încă nu v-ați bătut cu această problemă destul de mare. Pe lângă aceste framework-uri, mai există și SignalR, care încearcă să rezolve destul de interesant această problemă și zic eu, o rezolvă destul de bine. Din toate framework-urile care sunt pe GitHub, care aparțin într-o formă sau alta, sau la Microsoft sau pe care le susține Microsoft, SignalR este cel mai urmărit pe GitHub dintre acestea. Este o soluție open source, susținută de către Microsoft. Asta nu înseamnă că este proprietatea lor. La fel de bine, Microsoft știu că într-o perioadă, cred că și în continuare, pe partea de jQuery făcea același lucru. Înseamnă că îi susține financiar sau plătește niște dezvoltatori ca să lucreze și să dezvolte noi feature în zona respectivă. Și ceea ce ne oferă SignalR este comunicare bidirecțională. Atât clientul poate să tragă date de pe server,
dar și serverul poate să ia date tot de pe client sau să trigăruiască anumite lucruri pe client. Fără ca noi să coborâm la nivelul de transport, să ne batem capul, ok, cum facem comunicarea asta, cum verific ce fel de browser are userul, folosesc WebSocket, mă duc pe Ajax, mă duc pe pooling sau orice altă soluție. Bun, și întrebarea normală e ok, soluția e super faină, dar când o putem folosi? Păi, în primul și în primul rând trebuie să știm că SignalR e un framework care stă atât pe partea client, cât și pe partea de server. Dacă clientul poate fi un client scris în JS sau în C-Sharp sau în JavaScript sau în orice alt limbaj, partea de server este doar în .NET/C#. Și din această cauză, partea de server trebuie să fie un sistem Windows sau un sistem Linux cu mono. Bineînțeles, în cazul în care aplicația voastră este scrisă într-un alt limbaj, puteți să, de exemplu, puteți pe Linux folosi mono și doar partea de layer care oferă comunicare cu clienții să fie scrisă în .NET. O altă soluție este, în loc să folosiți SignalR, să mergeți pe Comet. Bun, partea de clienți care sunt suportați este destul de lungă. Cred că cel mai important lucru e că suportă toate browserele care sunt pe piață, inclusiv cele care sunt pe device-uri mobile, plus se pot scrie aplicații desktop sau aplicații Silverlight care să comunice cu SignalR. În sensul în care aveți o librărie deja scrisă pe care o adăugați, puneți URL-ul unde SignalR poate să bată și de acolo încolo puteți să faceți apeluri sau să fiți apelați în mod automat. Bun, acum, dacă pe noi nu ne interesează ce fel de browser este, cine se ocupă de partea asta? Cine știe să aleagă WebSocket sau Forever Frame sau Ajax Pooling și așa mai departe? Partea asta ne este ofertă de către acest stack, care în momentul în care vine un nou client și vrea să deschidă o nouă conexiune cu serverul, el își va spune, ok, eu sunt clientul X și sunt un browser care are user agentul respectiv. Și pe baza acestor informații, SignalR o să poată să identifice ce fel de client este și ce fel de comunicare client-server suportă. Sau poate să încerce diferite mecanisme de comunicare. Și dacă una nu funcționează, face fallback în mod automat la următoarea. Începe cu WebSocket, dacă vede că aceasta nu este suportată, merge pe server-side events. Dacă nici acesta nu funcționează, încearcă cu Forever Frame și dacă și ăsta e un fail mare, încearcă cu Ajax Long Pooling, care în general ar trebui să funcționeze cu majoritatea browserilor care sunt pe piață. Cred că nu știu din IE cât era suportat, deci nu mă aștept să fie pe piață browsere care să nu suporte Ajax Long Pooling. Bun, deci noi ca dezvoltatori nu ne batem capul cu acest lucru. Și cu ce ne batem capul e doar să scriem partea de server care expune diferite date, diferite servicii, dacă le putem numi, dar de faptul tu expui niște servicii, anumite funcționalități în general pe care clientul le poate apela. Sau clientul poate expune un anumit API pe care serverul, dacă îl știe, poate să folosească să execute cod pe partea de client. Bun. Avem două tipuri de conexiuni pe care SignalR ni le oferă. Primul din ele este Persistent Connection. Este foarte asemănătoare cu WebSockets. Câți din voi ați folosit până acum WebSockets? Sau măcar să vă fi jucat cu el? Ok. Din punct de vedere a API-ului și a funcționalității, este extrem de asemănător. Inclusiv metodele care sunt și evenimentele sunt ca și denumire aceleași. Până la urmă, Persistent Connection de fapt se bazează pe WebSocket și bineînțeles are fallback mecanismul la alte mecanisme de comunicare dacă nu sunt suportate. Și cel mai interesant lucru la el este că
putem să-l configurăm aproape în orice mod prin care dorim noi. În sensul în care dacă vrem să trimitem anumite mesaje de un anumit tip sau să ne definim un anumit sistem de routing, persistent connection este opția noastră cea mai bună. Ați observat că și în nume apare termenul de connection. Fiecare client care se conectează la server o să țină o conexiune deschisă între client și server. Chiar dacă e un WebSocket sau e un Apple Agent sau ceva de genul, tot timpul o să existe o conexiune deschisă între client și server. Dacă avem 10.000 de clienți, o să avem 10.000 de conexiuni deschise spre un server sau spre mai multe servere. Când o să vorbim de partea de scalabilitate, o să vedem cam care sunt limitările pentru fiecare nod în parte pe care le putem avea. Peste Persistent Connection avem Hubs, care au la bază Persistent Connection. Oricine poate, dacă chiar dorește, să scrie de la zero peste Persistent Connection un Hub. Sau poate folosi Hub-urile pe care SignalR ni le oferă pentru a apela remote metode pe care clientul le expune sau pe care serverul le expune. Cel mai interesant e pe partea de server-client, în sensul în care în momentul în care serverul poate să apeleze metoda do-something de pe client. Și când suntem pe web, peste HTML, lucrul ăsta devine destul de interesant, pentru că, în general, clientul apelează serverul, nu serverul apelează clientul. Bun. Toate bătăile de cap pe care le-am putea avea cu partea de serializare, stabilire de conexiuni, să se refacă conexiunile în cazul în care sunt pierdute, sau partea de security, ne sunt înglobate în SignalR, astfel încât nouă ce ne rămâne de făcut e doar să ne scriem codul nostru și atâta. Lucru pe partea de serializare, comunicarea e text sau JSON? Asta înseamnă că dacă vă gândiți cumva să trimiteți fișiere prin SignalR, nu o să fie cea mai bună opțiune. Da, putem trimite prin SignalR un mesaj prin care să notificăm serverul sau clientul la adresa următoare, ai următorul conținut binar pe care tu să îl downloadezi. Și poți să-l downloadezi direct prin HTTP sau prin alt protocol care este disponibil. Dar SignalR nu este făcut pentru a transporta fișiere mari sau conținut mare de date. Și totodată, pe partea de client și server, pe partea de server, serializarea este automată, este oferită by default, astfel încât dacă avem un obiect, o clasă mai degrabă, care are diferite proprietăți, noi când o trimitem pe fir spre client, spre un client JavaScript, o să o serializeze automat în format JSON. Și invers, când un client ne trimite ceva, noi dacă știm formatul datelor, noi ne putem pe server defini clasa noastră care reprezintă obiectul respectiv. Dacă nu, putem comunica cu string-uri sau cu date dinamice. Aici e important de știut, pentru că pe hub-uri, în general, discutăm numai cu string-uri. Hub-urile nu prea suportă clase și anumite structuri de date foarte complexe. Pe când Persistent Connection ne oferă acest lucru. Deci ai avantaje și dezavantaje la fiecare din ele. Dacă ne-am gândit să începem să portăm o aplicație de la zero, care deja folosește WebSocket sau Ajax sau chestii de genul ăsta, și vrem să integrăm SignalR, dacă ar trebui să alegem între Persistent Connection și Hubs, recomandarea tuturor este să mergeți peste Persistent Connection. De ce? Pentru că mai mult ca sigur aveți deja definite diferite clase, diferite obiecte pe partea de client, la care vreți să faceți matching. Nu vreți să primiți un string, să-l deserializați și așa mai departe. Și atunci e mult mai ușor cu Persistent Connection să faceți acest lucru și să refolosiți deja codul existent, nu să-l rescrieți de la zero. Bun. Cred că e un moment perfect să ne uităm peste un demo, să vedem cum definim un hub și cum îl putem folosi. Ok. Înainte de acest lucru, haideți să vedem un pic cum funcționează. Aplicația pe care am scris-o, e o aplicație simplă care pur și simplu
Notifică clienții ce fel de ce meci de fotbal este. Adică fiecare meci de fotbal am considerat că are un ID, echipa 1, echipa 2. Tu poți să faci pe el start sau stop și în cazul în care se schimbă scorul, poți să notifici clienții noul scor și cine o marcat. Atâta tot, nimic altceva. Doar ce e interesant, clienții sunt separați, astfel încât clienții o să fie notificați de către server, ăștia cei trei clienți, că s-a întâmplat ceva. De exemplu, să spunem că echipa CFR joacă cu Cluj. La scoruri nu o să mă bag. Și se spune că se trimite notificarea. Și notificarea este automat trimisă tuturor clienților. Putem face start, stop. Dacă apare un nou client, el nu o să primească deja notificările deja trimise, doar notificările care o să fie trimise din acel moment. Deci o să rămânem la scoruri egale. 1-1, 0-1, 0-0, 2-2 și așa mai departe. În cazul în care avem un nou administrator care trimite din nou mesaje, din nou el poate să le trimite fără nicio problemă. Revenim puțin mai târziu la partea de securitate și o să discutăm. Acum nu avem niciun pic de securitate, astfel încât oricine poate să intre ca să trimită mesaje. Bun, cum facem acest lucru? Că de arătat arată bine, UI-ul știu că nu, dar mă interesa partea de funcționalitate aici. În primul rând, trebuie să ne uităm pe partea de server side, să vedem ce o trebuie să facem acolo. Și pentru a face acest lucru, trebuie să implementăm și să extindem clasa Hub, care e o clasă care vine din SignalR și se ocupă de la deschidere de conexiuni, la managementul acestora și așa mai departe. Noi, toate metodele care le definim aici, sunt metode pe care clienții o să le poate apela. Deci start, stop, new score sunt metode definite de către mine. Și un client, ce o să facă pur și simplu, din JavaScript o să vedem cum poate apela metoda asta, start, care este pe server. Nu trebuie să avem niciun fel de VCF sau să ne scriem noi servicii REST sau cine știe ce alte web service-uri pentru a face acest lucru. Acesta este oferit built-in. Pe lângă acest lucru, în cazul în care vrem să facem notificări, vrem să notificăm diferiți clienți că ceva s-a întâmplat. Trebuie să facem un broadcast. Prin proprietatea clients putem să facem broadcast și să trimitem notificări atât la toți clienții, cât și la grupuri. Noi avem posibilitatea să ne definim anumite grupuri de clienți și să-i grupăm în funcție de grup. De exemplu, dacă ne uităm în lumea fotbalului, i-am putea grupa pe fiecare echipă în parte. Să avem grupul CFR, grupul Ucluj, grupul Steaua, Dinamo și așa mai departe. Și ei să fie notificați despre meciurile care se întâmplă în area lor de interes. Pentru că nu se intereseze, dacă tu ești fan CFR, s-ar putea să nu te intereseze că joacă Steaua cu Dinamo și una din echipe pierde sau chestii de genul ăsta. Dar la fel, notificarea pe care o facem și o trimitem nu implică configurări sau cine știe lucruri complicate pe partea de cod. Singurul lucru la care trebuie să avem grijă este ca metoda să aibă același nume care o are și pe JavaScript. Din cauza asta sunt cu litere mici începe fiecare nume la metodă. Pentru că în JavaScript, în felul ăsta am definit metodele. Și putem trimite orice fel de parametri. Dacă am fi folosit Persistent Connection, ne-am fi putut juca destul de interesant în zona asta. În zona asta, de fapt, să avem clase și obiecte. Și aici se poate face partea asta, dar pe partea de transmitere de obiecte se recomandă Persistent Connection ca să putem să managim formatul mesajului în sine pe care noi îl trimitem pe fir. Bun, cam asta e tot ce trebuie să facem pe partea de
pe partea de server, plus să-i dăm un nume la hub, folosind atributul hub name. În cazul meu l-am denumit football score. La fel de bine puteam da orice nume. Important pentru client e să știe numele la hub. Dacă acesta nu o să știe numele la hub, nu o să se poată conecta la el, pentru că vrea să se conecteze la un lucru și nu știe, ok, serverul poate are 20 de hub-uri, dar eu vreau să comunic un singur hub din ele. Bun. Partea de pagina de administrare, codul de JavaScript care face apelurile arată cam așa. Avem un connection la care îi spunem ce hub vrem să folosim. În cazul nostru, football score. Odată ce avem obiectul ăsta, o să putem, folosind acest obiect, să apelăm de pe server de diferite metode. ConnectionScore.server și aici putem găsi metodele care le-am expus pe server. Grijă la un lucru. Dacă pe server am definit metoda CamelCase cu S mare la start, pe client side o să fie lowercase în format JavaScript. În cazul în care avem un CamelCase și avem două litere mari în interiorul unui anume la metodă, acestea o să rămână mari. Deci dacă o să scriem new score cu S mic, o să vedem că metoda de pe server nu o să fie apelată. Sunt chestii foarte mici care uneori te pot costa timp. Ok, de ce exemplul meu nu merge și cel care l-am găsit pe internet funcționează perfect. Chestii de genul ăsta pot să cauzeze problema. Totodată, înainte să vrem să comunicăm cu serverul sau să fim notificați de către server, trebuie să mai facem încă un lucru. Să deschidem o conexiune cu serverul, cu connection.hub.start. În cazul în care serverul are mai multe hub-uri, nu trebuie să pornești mai multe conexiuni. O să ai o singură conexiune care este refolosită de către client pe toate hub-urile pe care tu le ai sau de către server. Pentru că până la urmă clientul este unul singur și nu are rost să ții o conexiune pentru fiecare hub în parte. Din câte știu, nu poți să ai o conexiune pentru fiecare hub și connection hub.start este la nivel tot SignalR. Astfel încât tot dacă trimiți 20 de mesaje pe hub-uri diferite de la client la server sau de la server la client, o să meargă pe același connection. Dacă se întâmplă ceva cu connection respectiv și SignalR nu știe să refacă conexiunea, atunci nu o să mai poți să faci partea de comunicare. Și doar după ce ai pornit conexiunea cu serverul, poți să începi după aia să apelezi metode de pe server. Bun, am văzut clientul cum apelează serverul. Până la urmă, asta nu e nimic interesant. Puteam să rezolvăm această problemă și în alte feluri. Cei mai interesant e când serverul apelează remote clientul și face anumite acțiuni. Din nou, avem connection.footballscore și ce am făcut aici? Am definit niște funcții pe obiectul nostru, pe footballscore. Aceste funcții pe care le definim aici sunt funcțiile pe care mai târziu serverul le poate apela remote. Am definit match start, match ended și goal. Și odată ce am definit aceste funcții și serverul știe numele și cum arată parametrii acestora, după ce am făcut start, serverul le poate apela fără nici o problemă. Cum vi se pare? Să faci o conexiune server-server, client-client-server, fără să-ți bați capul cu alte chestii. Hai să, dacă un pic de răbdare să ajung la slide-ul despre partea asta, o să vedem cât de consistoare e. Dar, din nou, clientul nu o să simtă. Deci dacă clientul suportă WebSocket, e ca și cum avea un WebSocket deschis acolo. Pe client trebuie jQuery și jQuery SignalR. Da. Deci, dacă vă instalați librăria de SignalR, o să vedeți că vine cu jQuery și jQuery SignalR. Plus, dacă folosiți hub-uri, o să mai puteți observa că mai apare încă o librărie. De fapt, nu e o librărie, e SignalR.hubs.
De fapt, vă puteți imagina că SignalR / Hubs e de fapt web service-ul, pus așa în ghilimele mari, 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 pe care serverul îl expune. Ghilimele mari, că nu e un web service acolo, dar e entry point-ul pentru client sau pentru server dacă vrea să trimite ceva date pe fir. Mai sunt cumva ceva întrebări până acum? Bun. Web config-ul nu îmi este configurat sub nicio formă diferit. Mai trebuie doar în momentul în care pornește aplicația să înregistrăm hub-urile pe care noi le avem. SignalR face asta în mod automat, apelând această metodă. Dacă vrem să le mapăm într-un mod diferit sau vrem ceva custom, oricând se poate face partea asta. Și totodată putem să controlăm, de exemplu, în cazul în care se face fallback la un apel de tip Ajax pentru a se face conexiunea, cât de des vrem să se facă pulling-ul. Că făcându-se un pulling, poate noi vrem să controlăm manual pulling-ul să se facă automat la un anumit interval de timp. Sau pulling-ul ca interval de timp să crească și în momentul în care începe o comunicare client-server, timpul de pooling să se reseteze sau să scadă cu o anumită valoare. Deci toată partea asta se poate configura și face custom. Bun. Ok, acum mă uitam despre ce am mai zis pe partea asta. Totodată este o librărie asincronă și ne permite nu doar comunicarea și partea de broadcast la mesaje la toți clienții sau la grupuri de mesaje, cât și doar la un anumit client în particular. Pe baza ID-ului pe care noi îl avem despre fiecare client, putem stabili conexiuni doar între doi clienți și atâta. Doar că nu va aștepta să fie o conexiune peer-to-peer, adică conexiunea să fie directă între calculatorul X și calculatorul Y, ci conexiunea mereu o să treacă prin server. Ceea ce în unele situații nu este de dorit. Dar, de exemplu, dacă facem o aplicație de chat sau avem și un chat integrat acolo, s-ar putea să nu ne deranjeze partea asta. Plus că așa putem face și partea de tracing. Că dacă cineva reclamă că copilul lui de 7 ani a stat pe chat, tu poți să vezi ce fel de discuții au purtat și cu cine. Unde state mai mult ca sigur trebuie să ai partea asta oferită. Bun, dacă ne uităm la comunicare, pe partea de server este clar că se expune hub-ul. În mod automat, fiecare client în parte o să aibă un hub proxy, care o să conțină toate hub-urile și toate proxy-urile pentru care sunt expuse de către server. În momentul acesta, dacă tu pe server ai 10 hub-uri pe care tu le oferi clienților, fiecare client în sine o să poată să apeleze toate aceste 10, dacă tu nu spui niciun mecanism de securitate peste ele. Dar, totodată, folosind, de exemplu, din MVC atributele care îți permit să controlezi fiecare client la ce hub și la ce metodă din hub are acces, poți să-ți definești unele metode pe care tu să le expui și doar pentru userii autentificați sau care fac parte din anumite, care au un anumit rol să poată folosi anumite metode, o anumită funcționalitate. Comunicarea hub-ul apelează un hub proxy sau un hub proxy apelează hub-ul dacă e de la client la server. Bun. Am văzut că avem hub-uri și avem persistent connection. Și când să folosesc una, când să folosesc alta? V-am spus deja că persistent connection se recomandă să folosim când portăm deja o aplicație, deja există pe SignalR. Hub-urile se recomandă când avem nevoie de remote invocation. Deci atunci hub-urile sunt perfecte.
dezvoltatorul pe JavaScript poate să scrie numai JavaScript fără să-și bată capul, cum se expune pe server, cum trebuie să se realizeze datele, în ce format și așa mai departe. Știe exact numele la metode care trebuie să le apeleze. Și dezvoltatorul din .NET are de-a face numai cu partea de server. Și atâta tot, fără să-și bată capul cu diferite configurări și chestii de genul ăsta. Totodată, pe Person Connection se recomandă să îl folosim când trebuie să formatăm mesajele într-un anumit fel sau avem un model în care controlăm traficul la mesaje, unde vrem să ajungă și așa mai departe. Controlul la conexiune este mult mai facil și avem mult mai multe opțiuni pe Person Connection față de Hubs, unde avem destul de multe limitări. Bun. Să vorbim puțin despre securitate. În mod normal, dacă n-ai niciun fel de securitate configurată, pentru fiecare call pe care clientul face sau pentru fiecare conexiune deschisă, o să avem un connection token care conține connection ID și username. Dacă nu avem autentificare, o să fie setat mereu doar connection ID-ul, care îl generează automat serverul și îl trimite la fiecare client în parte. Acest ID o să fie mereu unic, o să fie managed de către server și connection token în sine este encriptat digital cu o semnătură pe server. Asta înseamnă că teoretic nu putem să avem un al treilea ascultător care să pretindă că este clientul și să facă apeluri remote spre server. Spun teoretic că până la urmă orice poate fi spart. Depinde numai cât timp ai și câți bani ai la dispoziție. Connection ID-ul este persistat din momentul în care clientul o apela serverul până când pe connection se face stop sau moare, în comparație cu username-ul care poate să apară în connection token puțin mai târziu decât connection ID-ul. Adică poate să apară după ce userul se autentifică sau noi îl legăm de un anumit user în sine. Și o să observăm aici că connection token-ul apare tot timpul pe query. Deci nu-i foarte în ghilimele ascuns, deci nu-i pus în partea de header a mesajului, ci dacă ne uităm la query care se face, putem să vedem connection token-ul. Dar dacă n-ai mecanismul de încriptare, nu-l poți folosi. Bun. Și flow la o nouă conexiune este că clientul nou merge la server și spune ok, vreau să deschid o nouă conexiune cu tine. În momentul ăla, serverul generează connection token-ul pe care îl trimite la client. Și odată ce clientul are acest connection token, poate să facă apeluri și tot timpul serverul o să știe apelurile astea vin de la clientul X. Clientul X fiind connection-ul care îi deschizi cu acesta. În cazul în care avem în browser mai multe taburi deschise, o să fim poate dezamăgiți că o să vedem că fiecare tab în sine deschide o nouă conexiune cu serverul. Deci noi ne-am așteptat dacă într-un browser avem două taburi deschise, să fie aceeași conexiune. Dar SignalR le vede ca și conexiuni diferite, pentru că tokenul în sine nu este persistat niciunde, este doar în JavaScript persistat, nu-i pus în cookies sau în alte locuri. Și din cauza asta fiecare tab în sine deschide de fapt o nouă conexiune. Aici sunt pe net tot felul de hack-uri, cum poți să ai aceeași conexiune pentru mai multe taburi. Dar înainte să faci lucrul ăsta, este bine să te gândești dacă chiar ai nevoie de acest lucru și de ce ai avea nevoie de așa ceva. Poftim. O să ai o nouă conexiune. Da. Poftim? Conexiunea veche o să se facă terminate pe ea. Dacă ești pe un WebSocket, serverul o să detecteze că nu mai există o conexiune deschisă. Dacă ești pe un... Poftim?
Exact. Dacă ești pe un Ajax pooling, din nou, serverul o să observe că nu mai există o conexiune. Primul lui instinct care o să fie e să restabilească conexiunea, deoarece presupune că s-a întâmplat ceva. Dar o să vadă că nu poate restabili conexiunea și după o să facă terminate automat la această, la această conexiune. Bun, din nou subliniez că tokenul nu este salvat pe partea de client, dar noi putem să facem acest lucru, să-l punem într-un cookie sau chestii de genul ăsta. Dar trebuie să ne întrebăm dacă are rost și dacă peste 10 minute, că cu connection tokenul respectiv o să mai fie valid sau nu. Pentru că dacă serverul deja o considerat că connection tokenul și conexiunea în sine nu mai este deschisă cu un anumit client, el o să invalideze conexiunea respectivă. Și tu poți să vii oricum peste 10 minute cu un connection token vechi, că nu o să mai poți folosi la nimica. Iar fiecare request care merge dintr-o parte în alta, tot timpul conține connection token-ul care îl putem vedea ca și header-ul mesajului și mesajul în sine care îl trimitem pe fir. Bun, dar bineînțeles că lumea asta nu e formată numai din oameni buni. Mai avem și cei care stau pe fir și doresc să facă tot felul de chestii. SignalR are by default făcut disable la cross domain request și numai manual poți să pui pe on partea asta și e destul de complicat să îl pui pe on. Deci nu e neapărat un flag, ci trebuie să setezi mai multe chestii acolo. Totodată verifică connection token-ul la fiecare apel între client și server. Și chiar modul ăsta prin care pune token-ul în query string se asigură că dacă tu pe client ai un vierme sau ai o aplicație care se uită în cookie-uri și vede ce salvezi tu sau în local DB, el nu o să găsească acolo niciodată o informație despre conexiune în sine. Bineînțeles, dacă stă pe fir, o să vadă connection token-ul, dar altfel nu. Bun, și dacă tot am vorbit până acum de connection token, haideți să vedem cum arată un connection token. Ok. Bun. Ce o să fac acum? IE10 suportă socket-uri, așa că îl trec pe 8. Că știu că pe IE8 nu erau suportate socketurile și facem refresh la pagină. And guess what? Putem aici observa modul de conexiune între client și server. Nu știu dacă se vede până în spate. Îi connection type-ul este long pooling și după aia apare un connection token aici. Și acum, dacă trimitem de pe aplicația de administrare un mesaj, o să putem vedea chiar mesajul în sine. Poftim? Ok. Response header. Ok. Asta e chiar JSON-ul pe care îl primește clientul. It's pretty simple. Dar e un exercițiu destul de interesant să vezi chiar cum merge conexiunea. În cazul în care am fi fost un client cu IE10, pur și simplu se deschide o conexiune pe socket pe care noi nu o să putem vedea, pentru că fiind pe WebSocket nu mai poate fi capturat traficul care se face între client și server. Bun. Și am ajuns la partea de performanță. Pe un single box, adică pe o singură mașină, putem avea circa 450.000 de mesaje pe secundă. Acum, totul ține de mai mulți factori. Ce fel de mesaje ai,
cât de mari sunt acestea și ce fel de logică mai face serverul pe lângă. Dacă faci doar broadcast la un mesaj care vine de pe un client și îl trimiți la mai mulți clienți, atunci da, poți să ai 450.000 de mesaje pe secundă. Dacă mai ai și o logică care o faci în spate, atunci s-ar putea să nu ajungi la numărul ăsta. Ce e important de știut e că limita la numărul de mesaje pe secundă nu e cauzată de către framework-ul de SignalR, de către acest stack. Deci, inclusiv load-ul la memorie este foarte, foarte mic. Deci, amprenta este mică. Load-ul, de fapt, care îl faci pe server, e prin logica care tu o faci pe lângă apelul acesta. Totodată, numărul de conexiuni unice, adică câți clienți poți să ai spre un anumit server, este undeva la 15-20.000. Limita, de unde credeți că vine? Oh, ok. Din păcate v-am dat și răspunsul. Câte porturi poți să ai, de fapt câte porturi poți să ai pe o mașină? 65.000. Ok. Din acestea, în general, se spune pe un server că jumate din ele sunt consumate de restul aplicației. Deci cam asta e media generală. Și îți mai rămân cam 32.000. Tu teoretic, dacă îți configurezi serverul în așa fel, poți să ai numărul maxim de conexiuni la numărul de porturi care le ai deschise și available. Deci, teoretic, ai putea să ajungi la 65.000. Practic, e undeva la 15-20.000 numărul maxim. Oricum și cifra asta, să ai 20.000 de clienți conectați real-time la care să-ți trimiți notificări, îi deja mare. Nu știu la ce fel de aplicații lucrați, dar în general, când ai cifra asta, nu ai un singur server, ci ai mai multe servere în spate. La fel și în momentul în care vrei să faci o fermă de mai multe servere cu SignalR sau SignalR plus aplicația ta, nu ai o limită ca și câte noduri poți să pui în această fermă. Poți să pui unul singur, poți să pui 10, poți să pui 10.000. Limita, o să vedem puțin mai târziu, că este dată de cu totul un alt parametru. Acum, partea tricky e modul în care faci sincronizarea între aceste noduri. Ce am zis că scopul la SignalR care este? Este să trimite în două clipe, să trimite notificări de la client la server. Astfel încât noi trebuie să găsim un mecanism prin care să sincronizăm fiecare server cu celălalt. Era o întrebare. Ce înseamnă ferma aia de server? Adică la un IP? Nu. Din punct de vedere a clientului, el o să aibă conexiunea deschisă tot timpul spre același server de SignalR. Dar tu, în cazul în care ai, de exemplu, dacă ai, să spunem ipotetic, 10.000 de clienți online mereu, tu s-ar putea să ai nevoie de 5 servere cu SignalR. Ok, și cum distribui conexiunile clientului spre ferma asta? Da. Cum le distribui? Sau, mă conectezi mereu la așa și IP, la alte IP-uri? Dansing făcut de cine? Poftim? Cum? Da, dar la SignalR e un pic diferit. Pe partea la SignalR, un load balancer pus în față nu o să prea te ajute foarte mult și trebuie configura SignalR-ul. Problema și bătăile de cap când ai o fermă de SignalR nu îi... Dacă odată ce ai o conexiune deschisă, dacă clientul o să ajungă la aceeași mașină sau nu. Pentru că în cazul în care cade serverul, ți-e foarte ușor să redeschizi o nouă conexiune. Nu acolo e adevărata problemă, ci dacă ai mai multe noduri care au SignalR și tu faci un broadcast de pe clientul A, să spunem că, hai să căutăm, ăsta este clientul A, da? Îl avem pe Cocoș, care ca și server de Node.js folosește această baracă, da? Dar totodată mai avem un server de Node.js pentru clienții aceștia. Tu când vrei să faci un broadcast ca toate mesajele care îți trimise să fie primite de către toți clienții, tu cumva trebuie să faci broadcast de pe serverul acest la toate serverele care le ai, la toate nodurile care le ai în fermă, pe care le ai în cluster. Și cum credeți că se poate face acest lucru? Poftim?
fiecare server să fie client la celălalt server, nu? Da, aia ar însemna că fiecare nod ar trebui să știe de restul nodurilor. Deci îți mai trebuie încă un nod care să facă management. Da, dar el trebuie să descopere ce alte noduri mai sunt în rețeaua ta. Și atunci ajungi la un model master-slave în care este un master care știe de toate serverele, chiar dacă masterul e un DB, nu prea contează ce îi, și știe de toți care joacă rolul de safe. Și dacă scade masterul, s-ar putea să-ți scadă toată comunicarea. Soluția asta în care să ai un load balancer nu o să funcționeze. Și modul în care se face sincronizarea între diferite noduri este printr-un backplane. Backplane-ul ăsta vi-l puteți imagina ca și un fel de țeavă unde toate mesajele care îs trimise spre un nod sunt propagate și la restul nodurilor. Un fel de connection care l-ai avea deschis, așa cum a zis colegul nostru din spate, dar nu bazându-se pe SignalR, ci se bazează pe alte soluții. Pentru că îți trebuie să trimiți foarte, foarte rapid aceste notificări și să fii sigur că nu pierzi nicio notificare. Poftim. Load balancer, dacă ai un load balancer în față, clientul, load balancer o să rezolve la ce... Dar odată ce e conexiunea stabilită cu unul din ele, o să persiste cu el. Deci eu sunt clientul, mă conectez la www.yahoo.com. Da. Mă aleg la care din serverele Yahoo mă conectez. La Yahoo probabil e un load balancer, dar aici cum aleg unul din alea? Deci nu. Nu. Nu, imaginează-ți că pasul ăsta când ești deja făcute conexiunile, ai trecut de step-ul ăsta. Când load balancerul ți-a zis spre care mergi. Deci noi acum vorbim nu pe partea de clienții cum ajung la serverele de Node.js, ci cum fiecare de SignalR, ci cum fiecare server de SignalR face broadcast la mesajele pe care le are. La restul serverelor. Ok, mulțumesc. E mai ciudată problema asta discutată. Ok, deci vrem să le sincronizăm pe acestea. Și cum putem face acest lucru? Este cu un server de DB, cu Redis sau cu service bus pe Windows Azure. Acestea trei sunt suportate by default. Și vă propun acum să ne uităm peste un exemplu să vedem cum facem pasul ăsta. Adică, în cazul în care avem mai multe servere, cum putem să trimitem mesajele de pe un server la toate? Și destul de complicat, din păcate. Deci eu mi-am prins urechile destul de mult timp. O singură linie de cod. E asta. Deci în cazul ăsta îi zic să folosească service bus ca și parte de backplane pentru sincronizare la tuturor nodurilor din fermă și ce trebuie să-i spun e să-i specific connection string-ul spre un anumit topic. Și atâta tot. Și după aia el automat știe în spate să își genereze dacă suntem pe un service bus fiecare subscripție în parte și așa mai departe. Dacă e pe un DB, își face toată partea de DB din spate care este necesară. Deci nu trebuie să ne batem capul cu partea asta. Acum sunt câteva drawback-uri pe care trebuie să le știm. Unul din ele este că dacă folosim service bus, fiecare nod în sine o să genereze o nouă subscripție sub topicul nostru. Iar în cazul în care să spunem că avem un cluster dinamic în care nodurile apar și dispar, caz în care nu este foarte des întâlnit, fiecare subscripție deja existentă nu o să fie ștersă în mod automat. Pentru că dacă moare serverul X, odată mor, nu o să mai poată să vină
din morți și să își facă clean-up acolo. Și din cauza asta se pot ajunge să strângi mai multe subscripții care să nu fie folosite și acolo trebuie să se definești un mecanism de clean-up. Bun. Să vedem și dacă mai funcționează soluția la care am făcut în urmă cu ceva vreme deploy. Site-ul este deployat atât local la mine, cât și pe o adresă web. Bun. Avem clientul care este web. Ăștia, cei doi de aici sunt locali și partea de administrare, dacă dau și de ea, aici, este locală. Două clipe, să vedem care din soluții funcționează, rula cealaltă. Poftim? Netam. De la ultima prezentare mi-a rămas salvată parola. Nu știu care, dar am net. Bun. Ok. Deci avem partea de administrare care este locală. Și dacă mai dau și de serverul care e cu Azure, e bine. Două clipe. Asta înseamnă dacă ai prea multe taburi deschise pe un ecran mic. Bun. Deci avem administratorul. Nu mai știu adresa URL unde am făcut deploy la site. O să te întreb ceva? Da, te rog. Aici, practic, e ca și cum ai avea un server în spate. Dacă plică service bus, îți plică toată seara. Da. Deci dacă scade DB-ul, service bus-ul sau orice ai în spate, poți să-ți iei adio de la sincronizarea dintre ele. Dar, totodată, asta nu înseamnă că îți moare neapărat și serverul care ți-i deja pus. Deci, dacă moare conexiunea, fiecare nod o să propage doar la clienții care îs cu conexiune deschisă pe nodul lor și atâta. Ok? Bun, ceva se pare că nu funcționează. Când dacă asta ar fi partea de admin. Trimite, nu aveam niciun client. Nu, deci ceva acum e erona, dar teoretic când am făcut exemplu o funcționat. Nu știu exact ce s-a întâmplat acum. Bun, ce este în schimb bine de știut? Se poate să se facă broadcast și funcționează fără nicio problemă, dar apare încă o latență din cauza că mesajul se propagă și pe alte noduri. Și din această cauză, dacă avem aplicații real-time, unde avem nevoie de latențe maxime de câteva zeci de milisecunde, atunci Node.js combinat cu o fermă s-ar putea să nu fie cea mai bună soluție pentru noi. Totodată, dacă avem comunicare client-to-client, trebuie să ne gândim ce se întâmplă dacă avem o fermă de servere și clientul A comunică cu serverul A' și clientul B cu B'. Atunci mesajul o să meargă de la A la serverul A'. De acolo o să se propage la toate nodurile până când o să găsească nodul pentru clientul B la care să-i trimită mesajul. Deci în cazul în care client acolo clar că nu e cea mai bună soluție. Și se recomandă peer-to-peer connection. Dar pe zona de web nu știu exact dacă se poate rezolva destul de ușor o conexiune peer-to-peer.
fără altceva în spate. Bun, cam asta e diagrama în care se trimit. Aceștia își serverii. Fiecare din acestea sunt clienți și când un mesaj se trimite, se propagă la toate serverele și mai departe la fiecare client în parte. Bun, ce concluzie am putea atrage? Este că SignalR este o soluție perfectă pentru a avea comunicare client-server, server-client, pentru a putea face brokers de mesaje, pentru a-l folosi pentru real-time și dacă ai nevoie de scalabilitate. Dar nu e cea mai bună soluție. Dacă vorbim de real-time la câteva zeci de milisecunde sau în cazul în care scriem o aplicație de chat, dar care este gândită să suporte zeci de mii sau sute de mii de utilizatori online în fiecare secundă, atunci nu o să fie cea mai bună soluție pentru noi. Cam asta a fost prezentarea. Acum e momentul perfect să-mi puneți întrebări și dacă nu, putem să mergem acasă. Ți-mi minte. Ar fi ceva soluția să mergare și pentru aplicații construite pe Java Stack, SignalR este pentru .NET. În lumea Java pot să bag mâna în foc că există ceva asemănător, dar din păcate eu sunt zona de .NET, nu o să pot să zic o soluție, dar mă aștept să existe. Nu știu. Dragul care a făcut prima prezentare folosește ceva protocol de messaging de la Google, dar nu știu exact care sunt acronimele. Poftim? Ok. Bun. Pe partea de server, cum se managează toate conexiunile astea, 10.000 de conexiuni? Se deschid thread-uri, mai proces, în același proces, cum se tratează? Ok. Întrebarea era pe partea de server, SignalR, cum manageze toate aceste conexiuni. Răspunsul e că depinde ce fel de conexiune îi în spate. Adică, dacă ai o conexiune între client și server care folosește Ajax pooling, atunci mai mult ca sigur serverul o să aibă niște timere sau niște thread-uri care trebuie pornite la un anumit interval de timp. De fapt, nu, scuze. Clientul are partea asta. Nu știu. Să îți spun sincer aici. Dar, din nou, nu se bazează pe deschidere de... Deci, fiecare conexiune nu deschide un nou thread. Asta vă zic sigur. Este un mecanism, știu, de paralelizare, astfel încât dacă ai foarte mulți clienți, se poate să propage mult mai ușor mesajele spre client, dar fiecare conexiune nu are thread-ul ei propriu pentru partea de comunicare. Dar fiind pe GitHub și fiind open source, puteți ca să vă uitați să vedeți cum funcționează și cum e implementarea server-side. Următoarea întrebare, dacă tot rulează într-un singur proces, așa presupun că se întâmplă, există vreo recomandare, de exemplu, să handle-urile alea să fie scurte sau nu știu, dacă urmesc eu coadă care rulează funcțiile alea într-un singur proces. Având o singură... Dacă într-o funcție de asta eu apelez bază de date și durează o secundă, nu o să aștepte tot și răspundul cu ea, să nu există recomandări de asta pentru cum să scrii funcțiile alea? Fiecare conexiune... Chiar dacă ai o singură conexiune între client și server, tu când trimiți un request de la client la server, acesta o să execute pe server, pe un thread/task separat. Dacă același client face 20 de apeluri, chiar dacă primul nu a fost terminat, nu înseamnă că el nu poate să-l facă pe al doilea. Și cel mai rău caz, în cazul care nu faci caching, îți face câte o conexiune pentru fiecare request. Adică gen se duce JavaScript-ul și îți face caching. Cache la ce? Da. Și în cazul în care tu faci request-uri și nu vrei să faci caching deloc, adică ce să nu păstrezi JavaScript-ul, atunci ar trebui să creeze un
Nu te lăsa păcălit. Tu în JavaScript tu nu persiști obiectul de conexiune. Deci obiectul ăla, am văzut $.connection. Tu nu faci pe el new niciodată. Obiectul ăla este deja creat în momentul în care librăria de SignalR de JS e deja încărcată pe client. Tu pe el faci doar start sau stop. Tu nu faci pe el new. Deci dacă ai o singură pagină, în pagina respectivă o să ai o singură conexiune mereu. Dacă tu începi acolo în spate să faci niște hack-uri, să-ți deschizi două conexiuni, deși nu văd de ce, atunci da, ai avea două conexiuni. Dar conexiunea o să persiste atâta timp cât pagina există sau obiectul din JS este alocat. Deci tu nu faci new pe connection, ci faci doar start. Stai să-ți arăt la ce mă refer în cod. De exemplu, aici. Tu nu ai făcut new la connection sau new la football score, la hub-ul ăsta. Hub-ul ăsta e deja inițializat și setat. Ce trebuie să faci mai târziu? Trebuie să faci start. Și când faci start, de fapt, să o deschizi conexiunea. Până atunci n-ai o conexiune încă deschisă. Din cauza asta poți să ai cazuri în care cum a fost în cazul meu, am stat jumătate de oră și nu știam de ce codul ăsta nu funcționează. Și mi-am dat seama că nu aveam linia asta în care făceam start la connection. Da, se mai întâmplă. De asta zic că cele mai dese probleme pe care le ai când lucrezi cu SignalR, îi orică nu faci matching la nume exact, că dacă dai pe server și ai cu A mare, te-ai aștepta tot camel case să fie și pe client. Pentru că tu când de pe server apelezi clientul, îți faci totul, îi numele la metodă e așa cum e definită pe client. Dacă clientul apelează serverul, chiar dacă pe server funcția e definită cu camel case, tu pe client o faci lowercase. Deci aici sunt niște chestii mici care poți să ajungă ca să te doară. Poftim? Da. Pe partea de web, service-uri, da. Nu. Nu, pentru că tot codul care l-ai tu la client e doar apelul în sine la funcție pe care tu oricum ai face apelul. Tu nu-ți definești pe baza weasel-ului care îl ai într-un VCF client services-ul care ți se generează. De fapt, e un proxy. Proxy-ul ăla de pe client e generat în mod automat. Mai sunt cumva ceva alte întrebări? Ok. Mulțumim mult pentru participare.